16, dacă era... Aia nici am avut bață, că 17 are doar, e număr prim, are doar pe 11 ani însuși. Și am analizat cazul și ne-am dat la lui egal 0 și egal 1. Dar ce de faci? Când ai o situație de asta delicată. Și la numărător este expresie în... și jos este expresie. Da. Și numărătorul și numitorul sunt expresie în... Da. Ce ne facem atunci? Visul nostru este tot aici. Să ajungem să fie un număr. Un număr la numărător. Supra expresie. De aceea caut acum. Să văd de câte ori numitorul, multiplul de numitor, îl pot pune ca să mă leg de 6 luni. E ca și cum aș împărți pe 6 luni la 2 luni. 6 luni împărți la 2 luni, face 3. 6 împărți la 2, fac 3. 3 luni ăsta, de multiplul de 3 ori al numitorului, înseamnă 3 pe lângă 2 plus 1. 6 luni plus 3. N-am 3 luni, am 17, nu-i nimic. Am 20. Am 20 luni. 20 ori rup în 3, de care am eu nevoie, 3 plus 16. Și distribui numitorul, că doar știu cum să adună două fracții care au aceeași numitoare. Mă întorc acum, de unde au provenit astea adunate? De la alte două, una cu, cu 6 luni plus 3 la numitor și alta cu 17. Cu numitorul comun. Nu? E corectă distribuirea. Așa de la asta. Acum aici se scoate 3, mi-am făcut eu rost de tot ce mi-a trebuit. Se simplifică și îmi dă 3 plus 17 plus 2 plus 1. A cere ca fracția asta de la început să fie numai natural, e de partea cerei egalei sale să fie numai natural. Dar acum este 3 plus ceva. Deci când asta devine numai natural? Când partea a doua e numai natural. Și partea a doua este la 17 plus 2 plus 1. Și atunci, mergem foarte bine. Dar dacă m-ați înțeles, mai fac un exercițiu. Ca să fiu convins că acest exercițiu a fost bine înțeles de voi. Ia uitați-vă. Copiii până la clasa 8-a o să aveți nevoie de asemenea exerciții. Dacă înțelegeți acum, nu puteam folosi. Da, noi vorbim de fracții acum și merită să înțelegeți așa. Da. Uitați-vă. Când? Nu până la clasa 8-a. La... Nu, zic așa că eu cu a 8-a știți am ajuns, domnule. Da, recent am avut o discuție. Așa. Și copii, e clar cum trebuie gândit, zicem așa, dacă aveți așa, 5N plus 27, totul supra N plus 2, să fie număr natural. Totul supra N plus 2. Cum se face? Cum gândim aici? Se luăm prin încercări? Nu prea. Nu prea. Nu, prea. Nu, că poți să fac până la da. Cum se face? Atunci... 5 N plus... Îl descompunem. Ia zi, Dania, cum? 5 N plus 7 supra 5 N plus... 5 N plus 27 supra? 5 N plus 10. 5 N plus cât? 10. Știi ce vreau să fac? 5 N plus 10, atenție, Davide, că a zis bine. A zis 5 N plus 10, dar de ce zis 5 N plus 10? Că n-am înțeles. Deci, din nevoia de a avea 5 N, gândești că trebuie să mulțești cu 5 pe ăsta, da? Și vine 5 N plus 10, mai de 10, dar faci rost din? 27. Așa, deci o să spunem 5 N plus 27, totul supra N plus 2, este egal cu 5 N plus, plus 10, ai zis tu. Da. Plus 17. 17 supra 5 supra. 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 5 N plus 10 plus 17, 5 N plus 27. E la 2 la numitor, e plus 2 la numitor. Egalul ăsta este corect. Da, putem să scriem 5 N plus 10 supra N plus 2. Așa, este egal cu 5 N plus 10 supra N plus 2. Scriem numitorul ăsta. E tipul ăsta și cu 17. 10 supra N plus 2. 17 supra N plus 2. Sus se poate scoate pe 5 factori. Exact. Deci egal mai departe cu 5 pe lângă. N plus 2 supra N plus 2
plus 17 supra n plus 2, n plus 2 cu n plus 2 se simplifică. Da. De unde 5 întregi plus 17 pe n plus 2. Să fie număr natural, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Deci este număr natural, dacă și numai dacă. N plus 2 este egal cu 17. Dacă mai dacă fracția să fie număr natural, da? Da. 17 supra n plus 2, da, este număr natural. Și când asta e număr natural? Dacă și mai dacă? Da, dacă și mai dacă, n plus 2 este egal cu 17. Este sau 1. 1 sau 17. Adică divizorul e 17. Da. Deci, dar 1 nu are. Nu are, dar noi începem o mare soluție. E plus 2 să fie divizori al lui 17. Care sunt 1? Divizorul 17 sunt 1 și 17. Și atunci mergem. N plus 2 e egal cu 1. N plus 2 e egal cu 1. Acest imposibil. Și N plus 2 e egal cu... egal cu 17. Acest lucru, N este egal cu 15. Perfect. Singura valoare posibilă numai 15. Hai să ne convingem cu 15. Dar se vede acum 5 ăla mic, de sus, de sus, de sus, care l-a spus de desubt. De sus, domn profesor, la, de la fracție inițială. 5 plus? Nu, 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 ci acolo unde a scris. A, să știu asta. Ia să. 75 plus 27. Deci, un rupit pe mine cu 17. Cu 15, da? Da. Deci, pentru noi, egal cu 15, rezultă fracția aia. Este? 75 plus 27. 75 plus 27. Supra 27. Supra 27. Nu, supra 17, scuzați. Așa, supra 17. Și face? Hai să facem calculele copii. 102 supra 17. 102. Așa este? Da. 102 supra 17. Și 4 mai 3. Și 6. 6 fix. Neapărat. În afară de acest 15, oricine ați înlocui, hai să dați voi o valoare dacă vreți. 10. Locuiți și veți vedea că nu mai rămâne, rămâne fracție. Nu devine număr natural. Da? Deci, insist că este o șmecherie destul de interesantă, aceea în care eu pun în evidență la numărător multiplul numitorului, rupă două fracții, se simplifică și îți rămâne tot număr P. Ia să mai vedem încă unul și... Ce s-a întâmplat? Vă ajut, băieții mă spun, cu fetele spune la tine. Am înțeles. Băieții, să vă simt tare. Aha, ai văzut, stai ștergi, nu ne ștergem. Cum am? N-ar fi trebuit să o lăsăm vizarea? Asta, să fie domate. Domate, dar hai, dacă voi încă ați fost așa de drăguți, aș lăsa. De drăguți. Deci zicem, fracția următoare. Fracția 8N plus 3. 8N plus 15 supra 4N plus 3 să fie număr natural. Păi, din câte văd eu, 8N și 4N sunt amândouă 4. Da, și 15 cu 3, 15 și 4 cu 3. Deci cum faceți? Da, da, să faceți. Zi, cum să facem cu la problemă? Adică... Adică scriu 8N plus 6, 8N plus 6, plus 9. Adică ce plus 6? Ca să ne asta, mă, că am muncit cu 2, am văzut repede că dacă muncești cu 2, vine 8N plus 6. Și avea nevoie de plus 6. Deci de aceea zice, fracția asta, este 8N plus 15, totul supra 4N plus 3, egală cu mai departe cu 8N plus 6, plus, 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 plus 9, să înțeleagă plus 8N plus 3, supra 4N plus 3, care se rupe acum. 8N plus 6, supra 4N plus 3, plus 9, supra 4N plus
sigur o să de... Păi să vedem, nu sigur. Și ca mai departe. Poate un factor pe 2. Pe 2. 2 pe lângă 4 plus 4 n plus 3. Supra 4 n. Supra 4 n plus 3 plus... 4 n plus 3 plus 2 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 4
asta este număr natural. Asta este. De ce? Cine mai contribuie să fie și anumă natural? Dacă mai dacă 9 supra 4n plus 3 este număr natural. Și intru așa copii. Și asta, dacă și mai dacă... 4n plus 3 de pe acum, a? Să fie din zona lui 9, da. 27 plus 3 să aparține mulțimii divizorilor lui 9, așa scrie. Așa scrie. Care divizorii lui 9 sunt 1, 3 și 9. Și să luăm de rând. Și începem de rând. 4n plus 1. 4n plus 3. 4n plus 3 egal cu 1. Ia să vedem, copii. Dacă 4n plus 3 egal cu 1, 4. Imposibil. Imposibil. 4n plus 3 egal cu 3, n egal cu 0. Deci, tot n egal cu 0. 4n plus 3 egal cu 9. Și merge și... Merge? Nu. Nu merge. 4n egal cu 6. Imposibil. Imposibil. Deci, n egal cu 0. Singura valoare este n egal cu 0. Da. Da? Deci pe asta am ajuns, că singura valoare este n egal cu 0. Deci, sper că ați înțeles la exercițiile acestea, în care am și sus și jos pe n, cum anume îi gândesc, încât să ajung în final, visul meu să ajung la un număr supra expresiunea. Așteptam între timp să mă prindeți cu o întrebare, la care să spun, ah, acum am. Nu știu ce să vă zic. De... Ce zice mă gândește meu? Ia să văd. Ce, la... ce situație dificilă pot avea? Deci o situație dificilă, cu adevărat dificilă... Nu merge acolo. Nu, adică... Nu, dacă dați 9 pe 3... Nu, 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 în altă parte. Uite-te la început aici ce manevră am făcut noi. Și o situație dificilă... Dacă spuneam 8 plus 9... Mergea. 8n plus 9. Dar se mai face poate da, din aia. Sigur că la... putem scoate deodată. Dar 8n plus 9 de unde? Plus 5 dacă mergea, dacă punea... A, ce... 8n plus 5. Dar 8n plus 9. E de pe ei, nu asta întreba. Da, dar nu asta vrea. Eu vreau o altă întrebare la voi. Da... Ai să stai și 8n și 4n, da? Da, eu vreau să... Da, Nu. Ce situație dificilă ar fi putut să apară? Iată așa, dacă ar fost fracția n egal cu 8n plus 15 supra 3n plus 5. Pentru că acum nu de 8n. A? Acolo sus. Dar era 15. Era 15. Uite-te, Daniel, este esențial ca să se împarte exact 8n la 3n. Nu se poate. 8n s-o împărți la 4n în programa. Păi, dar de aceea nu am putut pe tine. Ce se întâmplă acum? Scriam pe 8n ca ceva 5n ori plus 3. Dar nu se poate. 5n plus 3n se poate, cum nu? Și da, da, 8n. De problema. Adică... 5n plus 3n. Poate nu 5N, alte, 6N. 6N plus 2N, da? A, și deci ar fi zis, ai fi spus așa, 6N plus 15 plus 2N la sfârșit, supra 3N plus 5, da? Și egal mai departe cu 6N plus 15 ăsta,
Le scot, le simt, le fac așa. Cât îi trebuie, cât îi trebuie ăsta ca să se lipească foarte bine? 6 în 3, 3 în 6 de 2 ori. 10 îți bătă de acolo. 10, la lucru și pe ce îți bătă? Da, rup. 6 ien plus 10 plus 2 ien plus 5. Totul supra 3 ien plus 5. Care înseamnă? Pe 3 ien plus 5 să-l distribui la ăștia 2. Da. Ca să treacă treaba la pe 5 vă ce fac? Deci bine, să scoți și pe 2, da? Pe 2, să dă acolo 5 cu 5 nu se simplifică. Care mai? 5 cu 5? 5 cu 5! Da, bine, în adunare. Păi da. Păi, dăm două palme, mă, și de suport. Înțelegi? Dăm două palme și eu din film aici, din orice, vezi? Și mă simt mai bine. Tu înțelegi? Deci, înțelegi? La simplificarea asta, 5 cu 5, este... 2. Cum ai fi înjurat, cum ai fi făcut în fel și tip. Atenție, eu când o zic așa, o zic pentru toată lumea, de aia eu zic în film. Niciodată să nu mai faceți așa, poate greșeală. Și astăzi te-am mai surprins când ai bâlbuit-o și te-ai retras repede. Da? Da? Atenție multă. Nu ai voie, mușcă-ți limba când îți vine să duci așa. Doi n plus cinci supra trei n plus cinci. Asta ca să duce. Și-a rămas tot ăsta, de 5 cu 6. Tot 3. Nu mai mai ajută David, de 5 cu 5. Acum, 5 cu 5. Și lăcune, și lăcune. Da, și lăcune. 50. Atenție, da. Și ce ne-am înțelegă de profesor, a spus că se face înmulțire, nu? Că nu e dură, nu? Da. Acolo, da? Da, mă, da. Uite, împătrare plus 5. Deci, bine că ai zis asta. Tu spui așa, când e înmulțire, ai și nu e înmulțire. Deci, ia, de ce le punem? Dar dacă n-ar fi fost asta? Așa, da. Deci dacă n-ar fi fost, da, dar asta ne punem. De ce? Hai, de ce? Păi da, am venit cu 5, dar am înmulțit. Atenție, da. 2 pe 3 egal cu, când amplificăm, noi cu 7. Deci 7 ori 2 supra 7 ori 3. Ea rămâne egală, așa, da? Și atunci ai voie, din ori. De aceea, aici. Dar n-am mai zis plus 1 aici. Că este ca tot în mișcări. Înțeles, n-am voie să o avem. Deci atenție, da? Deci când îți fac, simplifici așa, dar nu mai fi adunat sau scăzut ceva. Atunci trebuie să apară factor. Uite aici, la mare factor, e 2 ori ceva. Și același lucru și sus. Și aceea, toată paranteza, toată paranteza. Da? Deci, e clară treaba. Nu mai bâlbuim deloc. Ai pus întrebarea, am răspuns. De ce nu nu se poate lucra aici? Deci e produs, da? E agățat în coadă aici cinciul. La fel și din partea asta. Vreau să vă spun că n-am făcut mare brânză. Exact. Egal cu 2 plus 2N plus 5. Pentru că e totul supra 3N plus 5. Și tare nelegit. N-am votat decât în probleme tot atât de dificil. Și am văzut să scrie specii. Și acum să scrie mare. Cum să mai scrie? Nu merge, nu merge. Nu mai pe neva. Nu, cumva s-a dus timpul? Ba da, da, da. S-a dus de mult. 10 minute. Bine că s-a dus timpul. Păi și 39. Bine că s-a dus timpul când dacă s-au auzit. Da, nu aveam soluții și am ieșit din rugăciune, s-a sunat. S-a luat de clopoțel. Da, s-a sunat clopoțelul și atunci am ieșit. Da, copii, rămâne o problemă dificilă, asta la care trebuie să ne gândim. Când nu se mai poate pune în evidență, cum nu te-ai spăcat? Rămâne pe o lecție următoare. La revedere. La sinteză mai e ceva pentru... Ia să vedem ce am făcut la sinteză aici. Darius! Am văzut să nu mai chestii de genul ăsta de problemă. Da. Deci fracții reductibile, ireductibile, nu simplificate, practic, la urmă la urmă, spatele ar trece ori într-o fracție. Deci, fracții
frații reductibile, ireductibile, spaterea întregilor din fracții. Și am pus acolo procente, domnul profesor, știți? Da. Procente, da. Procente. Cam aflăm o fracție dintr-un număr. Fracția unui număr, da. Mario, pe la revedere! Să nu uitați de like, share, să vă abonați la Prof Online! La revedere! La revedere!